Inițiatorul fenomenului Slatina Running este Liviu Dăndărilă, un tânăr care a început să alerge din dorința de a da jos kilogramele în plus. A ajuns astfel de la 96 de kilograme la 70. A mers apoi și la concursuri și a încercat să promoveze acest mod de viață și în orașul nostru. Acum se poate lăuda cu numeroase premii obținute la concursurile de specialitate. Cea mai importantă, rămâne Ironman la Oradea. Este o probă la care înnoți 3,8 km, apoi mergi cu bicicleta 180 de km și apoi alergi 42 de km. Sunt unul din puținii români care a reușit asta, sunt maxim 150 de persoane în România care au putut să facă proba. Și povestea Simonei Floricel este asemănătoare cu cea a lui Liviu. A început să alerge cu mulți ani în urmă, însă startul competițiilor l-a dat anul trecut la îndemnul soțului său. Simona este de profesie jandarm și a descoperit Slatina Running de pe Facebook. Povestea cu alergarea a început, a fost primul meu sport, mai bine de 10 ani, primul meu sport pe care l-am practicat, pentru că e cel mai ieftin, cel mai la îndemână, nu îți trebuie nimic, nu costă nimic, trebuie doar niște tene și să spui în picioare și să pleci. N-ai nevoie nici de companie până la urmă. Deci în urmă cu 10 ani și ceva, așa am început să alerg, după care a fost motivul. Pusesem cam multe kilograme după două nașteri și am zis că trebuie să fac ceva. Slatina Running Team este format la ora actuală din 15 membri, persoane care participă și la concursuri. Echipa este însă mult mai mare și asta deoarece la antrenamentele din zilele de luni, miercuri și duminică seara de la Pădurea Srehareț poate participa orice altă persoană, indiferent de vârstă. Eu m-am alăturat echipei, cred că de mai puțin de un an de zile, la fel prin Simona, ea venind foarte des în sala în care eu activez. Cred că am ieșit odată la alergat și am zis că aș vrea ceva organizat, mi-a povestit de echipă și așa am intrat și eu în echipă. Din păcate, eu nu pot merge cu ei la antrenamente chiar de câte ori ies ei, dar atât cât am putut, înainte de concurs am ieșit de câteva ori și a fost prima mea competiție, să zic, organizată și oricum o competiție extraordinară din toate punctele de vedere. Liviu Dăndărilă se pregătește acum pentru un ultramaraton de 64 de kilometri care va avea loc în data de 19 septembrie și ceilalți membri ai echipei Slatina Running au în vedere alte competiții pentru anul acesta.